Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Fraților, vreau să vă spun în câteva minute, pentru că nu am timp să mă lungesc foarte mult, că această tendință pe care am văzut-o prima oară și la colectiv, care eu atunci nu am înțeles-o pentru că aveam și eu aceeași mentalitate și trăiam în același duh ca cei care, despre care o să vorbesc acum. Această tendință a tăierii capetelor vinovaților, când vine vorba de situații foarte tragice, cum au fost cele din ultimele luni, diverse evenimente, nu le aduc în rememorare pentru că sunt triste, dar le cunoașteți prea bine, pentru că, la fel ca și mine, sunteți bombardați cu aceste știri zilnic. Deci, soluția de tăiere a capetelor, de cerere de părsare de sânge a vinovaților, cu ghilimele de rigoare, într-o țară, într-un sistem și cu un popor ca cel din acest spațiu, Carpatul Danubiano Pontic, adică România și poporul român, nu dau rezultate. Când tragediile, fraților, vin ca într-un serial de ăsta de pe Netflix, fiecare episod se termină în coadă de pește, tocmai pentru ca să te țină agățat în fața televizorului pentru încă un episod și pentru încă un episod și pentru încă un episod, și iată că mai apare încă o serie și încă o serie și încă o serie, și au făcut 9 serii cu ceva ce se putea face într-o singură serie. Este clar că într-un sistem care este el însuși putred, el însuși dezmembrat și desfigurat, a încerca să peticești câteva găurele prin așa zisa pedepsirea vinovaților, este ca și cum ai încerca să aduci la viață un mort punându-i masca de oxigen peste față și sperând că mortul se va trezi. Într-un sistem cum este, de exemplu, cel din Japonia, unde toți oamenii, sau aproape toți oamenii, trăiesc într-un anume duh, într-un anume duh al disciplinei, al respectului pentru tradițiile lor milenare. Japonezii își iubesc cultura, își iubesc țara, își iubesc istoria, bună sau rea. Nu o să o găsiți în Japonia oameni care să se autoflageleze pentru trecutul lor de conlucrare cu Germania nazistă, de exemplu. Gândiți-vă puțin că ei au fost bombardați cu nu cu una, ci cu două bombe atomice. Și cu toate acestea au devenit una dintre cele mai puternice din punct de vedere economic națiuni. Asta nu este doar datorită ajutorului financiar pe care l-au primit de la americani. Americanii puteau să le dea de 10 ori mai mulți bani decât le-au dat pentru a reconstrui țara. Ceea ce a contat, ceea ce a făcut și face cât mare diferență este mentalitatea japonezului de rând. Nu mai vorbesc de oamenii care vin dintr-o istorie nobilă a familiei lor, dar mentalitatea japonezului de rând este aceea că atunci când nimeni nu-l vede, nimeni nu-l aude, nimeni nici măcar nu știe de existența sa, el tot va face lucrul care trebuie. Și nu vei auzi de la un japonez: lasă că merge și așa. Nu există cârpeală acolo. Într-o măsură mai mare sau mai mică, același lucru se poate spune despre poporul german. Cu toate defecțiunile sale și cu faptul că ne-au dat și comunismul și nazismul, totuși trebuie să vedem și partea plină a paharului, și anume să admirăm tenacitatea, hărnicia, perseverența, disciplina poporului german, caracteristici care se găsesc
poate chiar mai mult și în poporul japonez și nu numai. Deci ceea ce încerc să spun este că dacă duhul este unul drăcesc, poate să cadă oricare capăt, oricare cap de politician, inclusiv cel al președintului Iohannis. Asta nu va repara țara, oameni buni. Asta le-am spus și celor de la AUR când eram cu ei cot la cot în fiecare zi, că nu vor repara țara cu acest duh fals mesianic pe care și-l iau ei în fiecare zi. Pentru că, în primul rând, este o problemă de popor, este o problemă de mentalitate la noi ca popor. Și asta, cred eu, și sper să nu mă înșel, vine din tipul comunismului. De aceea cred că am foarte multă ură pe cei care, nu pe ei neapărat, dar în orice caz pe ideea asta că pe timpul Ceaușescu era mai bine. Oamenii ăștia nu au idee cât de multă prostie poate să răspândească în jurul lor și cât de mult rău își fac lor înșiși, în primul rând, când gândesc așa. Comunismul a cum să vă spun eu, te-a dus la starea de mort. Comunismul te-a dus la starea de mort în care să nu fie altceva decât un mort care ești plimbat pe culoarele țării într-un sac, dar cumva încă mai ești bun de ceva, pentru că poate se mai poate preleva un organ de la tine. Înțelegeți? Și comunismul a dezumanizat românul total. Și noi nu ne-am vindecat de această boală. Noi nu ne-am vindecat de această deformitate, de această malformație genetică a comunismului ca neam. Și atunci niciun partid, oricare s-ar numi el, inclusiv AUR, nu poate să schimbe un popor întreg. Nu poate să aducă hărnicie acolo unde este lene. Nu poate să aducă bunătate acolo unde este răutate. Nu poate să aducă înțelepciune acolo unde este zminteală. Și deșteptăciune acolo unde este prostie. Și așa mai departe. Deci, în țara asta în care tragediile fraților vin una după cealaltă, tu poți să ai un rezultat de genul ăsta. Ok, cu tare fiu de primar, lăsa cu tare stație GPL să funcționeze fără autorizațiile de siguranță necesare. Te aștepți, nu, că dacă îi faci ceva ăluia, vei rezolva lucrurile în țară? Nu. Nu vei schimba mentalitatea cu astfel de măsuri. Ce vei face va fi poate să-ți odihnești tu politicianul la putere, să-ți odihnești tu conștiința. Dar lucrurile, adică răul din rădăcină, nu-l vei smulge. Răul din rădăcină nu poate fi smuls prin mijloace politice, pentru că politica nu poate să te facă un om mai bun. Statul nu poate să te facă un om mai bun. Nu aștept puțin să treacă domnii cu mașinile de tuns iarbă. Deci politica, fraților, măsurile pe care politicienii le iau, nici nu mai are rost să mai temă în discuție dacă ele sunt bune sau nu. Și cum ne raportăm la acest bun sau la acest bine, cum îl definim, poate politicul să definească binele, ăsta este rolul politicului, să definească binele, nu oameni buni. Politicul nu poate să definească binele, pentru că politicul nu este Dumnezeu. Iar politicul, de asemenea, nu ne face mai bun. Politicul doar se asigură că anumite reguli care trebuie să fie bune, și asta este un mare dacă, sunt respectate. Dar atenție! Atenție foarte mare la ce spun acum. Faptul că trebuie să se asigure de acest lucru înseamnă că noi avem tendința de a nu respecta lucrurile bune, dacă ele sunt bune, repet. Ceea ce înseamnă că noi, prin natura ființei noastre, suntem în primul rând răi și trebuie să fim constrânși pentru a fi buni. Asta este premisa pe care merge politicul și vă invit, dacă aveți un contraargument, să-l spuneți.
Dacă noi suntem intrinsec buni, atunci de ce este nevoie de politic pentru a ne restrânge posibilitatea de a face rău? Sau pentru a preîntâmpina, sau pentru, în cazul în care nu poate fi preîntâmpinată, ceea ce se întâmplă de cele mai multe ori, să fie pedepsită. Singura explicație plauzibilă este aceea că, de fapt, noi în sinea noastră suntem, în primul rând, răi și că trebuie să fim constrânși pentru a fi buni. Deci există două modalități. Una este cea politică și e clar că nu funcționează, cel puțin cu poporul român. Și de aici se naște și situația de abuz pe care statul o face. Vezi cel mai recent caz, pandemia. Și a doua, care de fapt este cea mai importantă și exact aia este hulită, inclusiv de politic, dar și de o grămadă de proști, este aspectul duhovnicesc. Dacă tu vrei să îți schimbi firea ta căzută, firea ta rea, și să devii bun după ceea ce Dumnezeu definește a fi bun, nu vei avea nevoie de constrângeri de la stat. Pentru că tu vei fi bun pentru că Dumnezeu îți cere să fii bun. Nu pentru că statul te constrânge într-un fel sau altul. Și atunci, însăși, necesitatea ideii de stat este, hai să zicem, să nu zic chiar anulată, dar în orice caz minimalizată foarte mult. Da? Adică dispare. Eu cel puțin nu mai pot să văd o rațiune între a avea un stat care taie și spânzură. Dacă ai nevoie de un stat care taie și spânzură, înseamnă că noi suntem intrinsec, nu răi, diabolici de-a dreptul. Ori asta, nu, noi nu putem să ne gândim că noi ca popor suntem diabolici, dar statul este cumva angelic. Adică noi ca popor suntem răi, dar statul este bun. Asta este o aberație totală. Nu. Dacă noi suntem răi, așa este și statul. Și asta se vede. Asta se vede. Pentru că cel care a făcut lucrul acesta era un politician. Da? Și așa mai departe. Și cazul de la Botoșan cu acea mamă și tot, absolut tot. Și colectivul. Deci tu nu poți să rezolvi răul pe care politicul care se trage din popor îl face tot cu politic. Adică tu vrei să rezolvi răul cu rău. Nu. Trebuie să tai în carne vie, cu ghilimele de rigoare. Un chirurg nu te vindecă de o tumoare adăugând altă tumoare, ci extirpând tumoarea. Iar tumoarea politică nu se extirpează cu politic, se extirpează cu Dumnezeu, oameni buni. De aia nu mai sunt ateu după 25 de ani. Pentru că n-ai cum să rezolvi lucrurile, problemele pe care ateismul, secularizarea le aduce, răutatea care rămâne total neverificată și total necontrolată, decât prin viața duhovnicească. Asta am vrut să vă spun. Doamne ajută!